din România, cât și din Germania. Produsul era din Germania. Valoarea declarată era de 280 de kilocalorii pe 100 de gram. Cea obținută pentru România era 254,61. Pentru țările din UE, 282,42 pe 100 de grame. Conservă de pește, atât din România cât și din Germania, erau două valori declarate pe etichetă. Pentru produsul românesc, valoarea calorică era de 377, cea obținută era de 307,84, iar pentru produsul din UE era valoarea declarată de 181 kcal pe 100 de gram și cea obținută a fost 210,34 kcal la 100 de gram. Pateu de ficat din România, același produs, și pateu Cehia. Valoarea calorică era de 238 kcal pe 100 de gram, cea obținută pentru România 259,98, pentru valoarea obținută pentru produsul din UE 273,54 la 100 de gram. Bacon cuburi și bacon cuburi Belgia. Tot valoarea, tot diferențe privind valoarea calorică, 233 declarat pe etichetă, aceeași valoare și pentru produsul din România și pentru produsul din Belgia. Valoarea obținută era 278,55 pentru România, iar pentru UE 192,14 pe 100 de gram. Șuncă de porc din România și șuncă de porc Germania. Valoarea declarată e 222 kcal pe 100 de grame. Valoarea obținută mai mare a fost de 306,38, iar pentru UE 230,36 kcal. Au fost de asemenea identificate diferențe pe conserve, pește macrou din România și Franța, valoarea declarată pe etichetă 13,6 grame pe 100 de gram, iar cea obținută a fost mai mare de 20,7 grame proteină pentru România, pe produsul din România, și 22,5 grame pe 100 de gram proteină pentru produsul din UE. La conservă de pește herring, Germania, erau două valori declarate. Pentru România 13 grame pe 100 de gram, pe produsul care provenea din România 13 grame pe 100 de gram și cea obținută a fost de 21,96 grame pe 100 de gram de proteină. Iar pentru produsul din UE era declarat 15 grame pe 100 de gram și am obținut 20,36 grame la 100 de gram. Conservă pește macrou, aici a existat diferențe între cantitatea fizică de pește care era declarată pe etichetă, pe produs. Produsul era declarat 55,11 grame la 100 de gram, iar fizic pește în conservă era mai puțin atât pe produsul provenit din România, cât și pe celălalt provenit din UE. Pentru România 42,87, iar pentru UE 47,8. Calculul valorii energetice se obține prin anumite analize de laborator și se aplică o formulă de calcul. Este obținut prin umiditate, care se obține conform standardului internațional 1442 din 2010. Grăsimea este obținută conform standardului 1448 din 2008 și 1443 din 2008. Proteina, de asemenea, este calculată, metoda analitică este cea folosită de toate țările membre. ISO 937 pe 2007, cenușa ISO 936 pe 2009.